Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie a fost adusă la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din comuna Dornarin de o delegație a Bisericii Ortodoxe din Grecia, condusă de episcopul de Eghina, preasfințitul Efren, la inițiativa arhiepiscopului Tomisului în al preasfinția sa Teodosie. Întregul eveniment a fost organizat de Arhiepiscopia Tomisului, care a avut inițiativa invitării delegației din Grecia la Constanța cu ocazia sărbătoririi celui de-al doilea hram al parohiei Sfântul Nectarie din oraș. Scatis crucis panenda, arestis filon Christion, declarion dimis. Suntem fericiți că cel mai iubit dintre sfinții bisericii noastre, care a dat atâtea tămăduiri prin mijlocirea sa către Dumnezeu, a poposit în locurile acestea. Nu există zi la locul unde se află moaștele Sfântului Nectarie să nu fie români, și cei mai mulți sunt români pentru că au simțit bucuria și darurile Sfântului Nectarie. Anul trecut am sfințit o biserică înălțată în cinstea Sfântului Nectarie de o familie care s-a vindecat de cancer, nu mai avea nicio șansă. Este Sfântul Vindecător. Trebuie să puneți înaintea Sfântului dorințele cele frumoase și sfinte. Să gândiți la ce am greșit fiecare să gândim. Să ne îndreptăm, să ne îndreptăm pe calea sfinților, pentru că sfinții ne conduc pe noi la Dumnezeu. Fără să căutăm sfințenia, viața noastră nu are rost. Sfintele moaște au fost întâmpinate la intrarea în statul Gherghițeni de înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, dar și de mii de credincioși sosiți din toate colțurile țării pentru a se închina la mâna dreaptă a Sfântului Nectarie. Toată zona, pe fiecare în parte, iată mâna dreaptă cu care a binecuvântat și a sfințit poporul. Această mână dreaptă o avem de la degete până la cot aici, mâna cu care a sfințit și a binecuvântat. Să fim fericiți pentru acest moment, pentru că n-a fost pregătit. De aceea, cu puține zile înainte v-am spus, Sfântul a dorit să vină aici. Să ne bucurăm pentru aceasta. După întâmpinare, sfintele moaște au fost conduse în procesiune spre mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului și sfinții Pricopie și Elisabeta din localitatea Dornarin. Sfintele moaște au fost depuse în demisolul Bisericii Marea Mănăstirii, unde credincioșii veniți în pelerinaj s-au putut închina până în dimineața zilei de 22 februarie. Bucură-te sprijinul cel tare al celor credincioși! Bucură-te să ceată de mult plâns al celor dușmănoși! Bucură-te, Părinte!
Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina este unul dintre cei mai noi sfinți canonizați în Biserica Greciei și unul dintre cei mai mari teologi ai începutului de secol 20. Sfântul Nectarie s-a născut în 1846 și a fost, pe rând, profesor de religie, arhimandrit, consilier patriarhal, mitropolit onorific de Pentapole, director al unei școli teologice din Atena și întemeietor al mănăstirii Sfânta Treime din insula Eghina. S-a mutat către Domnul pe 8 noiembrie 1920, iar după 20 de ani, sfintele sale moaște, care izvorau mir, au fost scoase din mormânt și așezate în biserica mănăstirii din Eghina. În 1961, Sinodul Bisericii din Grecia și Patriarhia de Constantinopol l-au canonizat ca sfânt cu zi de prăznuire 9 noiembrie.